Doamna și domnilor, bună seara! Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Sub semnul întrebării. În această seară, în platou, invitată este Lavinia Șandru, coordonator comunicare al Partidului Humanist Social Liberal. Bună seara, Lavinia! Bună seara, Robert! Mă bucur că ne revenim. Ne-am văzut de mult vreme pe emisiune de televizor. Așa e. Da. Lavinia, tot politică faci? Nu ți s-a luat? Nu te-ai săturat? E un fel de a spune că la fel te pot întreba și eu pe tine. Adică am putea face în emisiunea asta așa cu întrebări, pic, cu întrebări, da, și de la mine și de la tine. Da, așa, te rog. Da, practic fac tot jurnalism, dar nu pot să fug de zona politică, mai ales că o știu și din afară și dinăuntru, cum o știi și tu. Uh-huh. Nu mai este cineva care să îmi vorbească și să spună ceva ce nu știu. Uh-huh. De fiecare dată când s-aud de vorbă cu cineva din zona politică, știu și care sunt ideile din spate și intențiile din spatele ideilor. Adică e o lume pe care o știm mult prea bine ca să fugim de ea. Cred că și eu și tu suntem în aceeași situație. Dar trebuie să admiți că lucrurile, nu știu dacă e cel mai potrivit termen, dar hai să-l folosesc așa, s-au degradat teribil în spațiul ăsta politic. Foarte mult. Nu? Adică, uite, mă gândeam că vorbeam cu producătorul emisiunii înainte de această ediție și ne aducea aminte, hai să povestim un pic anul 2003-2004, zis, da. Când am venit la prima emisiune la tine. Da, dar era momentul ăla cu Traian Băsescu versus Adrian Năstase, adică da. Erau păi ce auzi, dar fii atent, să știi că, te rog. Spunem asta, bun, nu zic nu, într-adevăr, doi oameni politici grei, grei amândoi. Mm. Grei amândoi, vedem ce au făcut, vedem cum... Dar și în spatele lor pus, erau sigur niște persoane. Cum și-au pus amprenta pe tot ce înseamnă politica românească de după, dar dacă iei acum emisiunile din acea perioadă, chiar le-am luat. Am avut dorința de a vedea cam ce se vorbea în emisiune atunci. O să-ți dai seama cât de golit de conținut e discursul politic. Noi știm acum o mulțime de lucruri. Noi de data asta nu mai mergem la emisiuni cum mergeau unii dintre ei, fără să se pregătească, fără să știe lucruri concrete, fără să vină cu proiecte concrete. Păi, când vorbeam Ona Muscă despre corupție, ea habar n-avea ce trebuie să aibă o lege. Da, dar era bine. Da, da, sigur că da, era spectaculoasă. Dar nu știa lucrurile pe care le vorbim noi acum, pe care le știm noi acum. Dar tu crezi că ăștia care vorbesc astăzi de egalitatea de șanse, despre nu știu ce, chiar crezi că știu, despre ecologie, despre chiar crezi că e interesant? Unii dintre ei, da. Unii, da. Unii și la vremea respectivă ei... erau unii care vorbind despre corupție cam știau cu ce să mănâncă sau ce și-ar dori să se întâmple. Că nu prea s-a întâmplat puțin cum au gândit ei. Da. Prea puțin. Mm-hmm. Sau unii care vorbeau despre ilustrație nu prea știau ce. Cum a câștigat Băsescu alegerile atunci în 2004? Care crezi că a fost statutul lui extraordinar? Că erai acolo, erai în proximitatea lui. Da, eram acolo. Cum să nu fiu acolo? Da. Uh-huh. Am candidat la Târgu Mureș. Uh-huh. Întâi în vară am candidat la primăria Târgu Mureșului. Partidul pleca de la 0,00. Uh-huh. Și am reușit în toamnă să obținem pe alianța DAPNL-PD un senator și doi deputați pe județul Mureș, ceea ce era imposibil în condițiile fabulos, care de mereu avea jumătate. Uh-huh. Și noi din cealaltă jumătate, pe alianța DA, am dus un senator și doi deputați. Mi-aduc aminte că în primul tur al alegerilor prezidențiale era și primul tur al parlamentarilor, cum va fi și anul ăsta. Da. În toamnă. Era și primul tur al parlamentarelor și am primit semnal că se încearcă, cel puțin pe județul Mureș, o răsturnare a votului. Ce să mai încearcă să fure voturile. Cum se făcea la vremea? Ți-aduce aminte care erau metodele? Așa, că da, pentru cei mai tineri secție, care... În primul rând, în secțiile de votare era foarte acolo simplu. Acolo era. În secțiile de votare. Pentru care... că dacă tu nu contestai votul în secția de votare, degeaba urma să îl contești în birou electoral județean. Nu, nu te mai băga nimeni. Pentru că legea spunea, trebuie să contești pe rând votul la toate nivelele. Și atunci, în primul tur, am văzut exact cum stau lucrurile și acolo unde am avut probleme cu foarte mulți pe listele suplimentare, că veneau temiri de unde, da. Cu foarte mulți intrați câte doi în secția de vot,
Îi aduceau de mânuț. Da. În cabina. Și nici n-aveau siguranța că votează cum trebuie și atunci intra imediat cineva cu el. Acolo unde am avut probleme. Și nici nu era metoda cu smartphone-ul, cu fotografia, cu nu știu ce, să... Da, așa. Unde am avut acolo probleme, am trimis în turul 2 la prezidențiale tineri de la Târgu Mureș, în toate satele din jur, am trimis tineri de la Târgu Mureș și, de preferat, am trimis tineri juriști care să cunoască legea, să n-aibă nicio problemă. Am împânzit în turul 2 secțiile de votare cu tineri juriști. Vreau să-ți spun că veneau contestațiile pe bandă rulantă. Pe bandă rulantă. Contestații, contestații, contestații. Le-am zis, noi aici câștigăm, nu o să ne mai fure nimeni. Problema la Mureș a fost până acum că eram furați. Nu o să ne mai fure nimeni. Și așa a fost. Vreau să spun că și deja din primul tur... Ce ție chestia asta, nebunia asta? Dreptatea? De atunci de nou. Pare politică, sigur, dreptate. Hai că și ție ți-a plăcut, că n-ai fi nici în emisiunea asta dacă nu ți-ar plăcea politica. Eu nu înțeleg de ce nu ești un politic astăzi, dar n-au intrat zilele în sac, multe cum nu s-ar mai spune. Niciodată. N-au intrat zilele în sac, cum s-ar spune. La un moment dat, știi că discutam, noi m-ai întrebat ce minister aș vrea. Da. Și eu ți-am spus că aș vrea Ministerul de Interne, dar tu să fii prim-ministru. Mhm. Da, așa, să du-te tu la interne, că mai stau nu, mai mulțumesc, lasă, asta voiam bun. Atunci. Da. Și așa a fost. Mi-aduc aminte că a fost atunci trebuie să admitem un o discuție lucru, drăguță. Dureros. Stai să vezi. Da. Noi în Sighișoara n-am prea avut cine știe ce organizație, dar am zis în felul următor. Haideți să... Ce putem face noi în Sighișoara? Și am avut câțiva colegi care mi-au spus putem intra în... Pe atunci mai erau fabrici. Aveam fabrică de textile, aveam o fabrică de cărămizi și mai aveam o fabrică de vase emailate. Zic, duceți-mă în fabricile astea și vorbiți cu patronii doar să-mi dea voie să intru și să nu mă scoată de acolo, că mă descurc. Și așa am făcut. M-am dus în fabrici, am vorbit la fabrica de textile, m-am dus de la mașină de cusut la mașină de cusut, erau 5.000 de femei. M-am dus la vase emailate. Am vorbit, au fost drăguți domnii și au oprit huruitul ăla ca să le pot vorbi că nu mai aveam voce. Iar la fabrica de cărămizi m-am dus între două schimburi, m-am urcat pe o stivă de cărămizi din curte și le-am vorbit. În primul tur al prezidențialilor, în Sighișoara, unde noi nu eram cum eram, în Sighișoara, Traian Băsescu a luat 52%. Mm-hmm. A ajuns la mine informația că Miron Mitrea l-ar fi sunat pe primar să-i zică, bă, ce se întâmplă? Că mi-a zis că e în regulă la tine. Zice, nu știu, șeful, nu știu ce se întâmplă. E? Asta a fost. Iar în turul 2 a... Da. Da. E încărcată de nostalgie povestea asta. Așa e. Da? Dar în același timp e și dureroasă, să spun de ce. Pentru că eu cred că generația aia pe care o reprezentai la momentul respectiv, da? Și o reprezint și astăzi, sigur că ești în continuare în politică, n-a ajuns să, cum să spun, să schimbe lucrurile. Nu, n-a ajuns să spună tot ce a avut de spus. Uite, de exemplu, eu cât am stat în Parlament, dacă mă întreabă cineva dacă am stat sau nu am stat degeaba, pot să spun că nu am stat degeaba, a ieșit totuși legea mamelor. Uh-huh. M-am zbătut pentru legea mamelor. Nu-mi e teamă să spun și nu-mi e rușine să spun că la un moment dat cu legea asta am și plâns pe coridoarele Parlamentului când nu voiau să-mi dea raport în Comisia de Muncă de la Camera Deputaților, că era acolo un pedelist care nu voia niciun ruptul capului să îmi treacă legea și atunci am dus legea în plen fără raport. Deci a fost prima lege în istorie care a trecut fără raport de la Comisia Principală. Deci ea n-a avut raport, dar a votat biroul permanent al Camerei Deputaților să o pună în dezbatere. În dezbaterea finală, acolo am dus pe toată lumea, am înnebunit pe toată lumea că trebuie să voteze legea, am explicat fiecăruia cât e de importantă. Eu aveam și 60.000 de semnături de la tinere și tineri care voiau legea asta. Respectivă, exact. Da. Și pe urmă, când am ajuns în plen, mi s-a atras atenția că dacă mai ies din sală 3 oameni, nu mai am quorum. Și ce ai făcut? Ce am făcut? L-am trimis pe Dan Mihalache, care acum e ambasadorul nostru la Larnaca. L-am trimis să țină de o ușă. Cipru, da. Da. L-am trimis să țină de o ușă. Eu am ținut de asta la altă. Și când venea vreunul să iasă la țigare, ziceam, nu, trece înapoi că trebuie să votez legea mamelor. După ce votez legea mamelor, ieși.
Și când a venit momentul cu Legea Mamelor, m-a chemat la tribună Bogdan Olteanu, că a preluat el conducerea lucrurilor ca să meargă repede să se ajungă la lege. Și m-a chemat și în timp ce fugeam printre rânduri, îi auzeam pe toți cum spun să votăm odată să scăpăm de asta. Lavinia, ai fost în PD, după care un EPR? Nu, după PD, din PD am ieșit și am înființat PIN. PIN-ul, da, așa, PIN. Da. Da. PD, PIN, PIN-ul după aceea. Cu PIN-ul am fuzionat cu un EPR-ul. Uh-huh. După care, în 2012, am ieșit din politică. Dar mai fost un partid verde sau ce era, partid nu, ecologist? PIN-ul, la un moment dat, în 2010, a fuzionat cu Partidul Alternativa Ecologistă și în felul acesta PIN-ul a devenit Partid Ecologist. Uh-huh. Da, deci asta era, a fost... Și eu sunt un om care... Aș putea spune, promovez ecologismul responsabil, nu absurd. Uh-huh. Pentru că e foarte important să spunem lucrul ăsta. Ecologism, hai să vedem, responsabil. Acțiunile de tip Greta Thunberg. Nu, hai să nu. Ce, ăla e un ecologism absurd? Păi nu. Acum, pe bune. La mine bază la uși deschise. Eu, pentru Greta Trotineta, cum să spun, n-am niciun fel de... Adică mi se pare o chestiune absolut bizară. Serios. Da? Adică ecologism, dar să nu moară oamenii de frig în case, da? Cum adică ne obligați pe noi să închidem minele în condițiile în care Polonia și Germania le deschid, uh-huh, și construiesc noi termocentrale pe cărbune? Dar ai impresia că toată povestea asta legată de schimbările climatice, că nu-i să mai spune încălzire globală acum, îi să spune, pentru că nu știe nimeni dacă e de fapt o încălzire sau o răcire. Adică în iunie nevastă mea a dormit cu pilota pe ea, dacă a zis că este prea răcoare, da, iunie, da? În iulie, acum la ora care le discutăm, pare să fi uitat toată lumea că în iunie era cam răcorel, ca să zicem așa. Sigur că acum zicem să topește planeta, temperaturi incandescente, e nenorocire curată. Bă, nu știu ce să zic, ca să zicem așa, deci din punctul meu de vedere, dacă lucrurile chiar stau în felul ăsta. Totuși ai sentimentul că cineva face un joc cu toate alarmele astea sau chiar e o situație critică? Principalele țări poluatoare încă nu sunt hotărâte să renunțe la poluarea pe care o produc, nu? Statele Unite și China, pentru că n-au nicio treabă. E clar că nu de noi depinde ceea ce se întâmplă cu toată povestea asta. Cum? Europa este în avangarda mișcării astea împotriva schimbărilor climatice. Da, Europa e așa, ca un năsturaș. E adevărat, dar la planeta, cum arată Green Deal-ul promovat de Comisia Europeană, pare că s-ar putea să vină, nu știu, o să apară Hristos din cer și o să zică nu-i salvezi decât pe aia care au Green Deal. Cam așa e povestea. Iartă-mă, știi? Robert, da? Este absurd. Nu te spune, adică toată lumea s-a lămurit. Da. Toată lumea s-a lămurit că povestea asta cu Green Deal-ul, repet, nu vreau să... Că m-am străduit să, de-a lungul ultimilor ani, să fiu mai liniștit așa. Nu vreau să-i supăr, dar sunt exagerați. Uh-huh. Exagerează mult, prea mult. Și ne fac foarte mult rău. Uite, și toată nebunia asta cu ariile protejate, de exemplu. Povesteam cu fosta directoare de la arii protejate, cu Adi Croitoru, care îmi spunea acum, dacă pui pe harta României harta negociată cu ariile protejate, ariile acoperă exact punctele de dezvoltare. Adică exact acolo unde vrem să facem hidrocentrale, vrem să facem nu știu ce, vrem să trecem cu autostrada, exact acolo e arie protejată. Și atunci te întrebi, toată povestea asta e întâmplătoare sau e o chestiune făcută de niște băieți deștepți? Tata îmi spunea când era mică că nu este nimic întâmplător. Așa? Știi? Da. Și atunci vin și zic, da, cine are de câștigat? Dar tu te simți confortabil în felul în care s-a schimbat în ultimii 15-20 de ani lumea în care trăim? Și aici vorbim despre lumea politică, vorbim și despre temele de discuție din spațiul public, vorbim și despre consistența sau inconsistența, mai degrabă, a discursului public și a temelor puse în dezbatere. Ai un sentiment de asta de confort sau, că eu spun sincer ca să mărturisesc eu, aproape că nu mai suport să aud
niște vorbe și doar atât. Da. Acum, cum să zic, norocul meu este că am ocazia să discut cu oameni cu care chiar am ce să discut, știi? Dar de multe ori... Că ai o emisiune de televiziune la Canal 33 unde aduci oameni care... Și invit pe cine vreau. Da. Și întotdeauna caut să am discuțiile care să-mi placă. Pentru că până la urmă, la un moment dat, îți selectezi discuțiile la care participi. Dar, într-adevăr, s-a schimbat mult. S-a schimbat mult pe de o parte... Pe de altă parte, a căpătat consistență și oamenii se lasă mai greu păcăliți. Înainte consumai mai mult pentru că nu aveai ce să alegi. Acum ai ce să alegi. Acum te îndrepți spre lucrurile care, într-adevăr, te ajută. Ai ce să alegi? La ce trebuie? Da, sigur că da. Uite, de exemplu, e... Na, nu zic de emisiunea mea, ca să nu... Dar uite, e emisiunea ta. Nici deci, de-a mea, zi de ai, ai ce la să audiență, alegi? Da. Din media astăzi ai ce să alegi? Poți alegi. Sigur că da. Hai să nu fim... Nu sunt, să nu mă fim gândeam așa. Și să nu ne supărăm pe toată lumea. Da, da. Și mulți muncesc foarte mult. Și crede-mă că se străduiesc mulți să păstreze un anumit echilibru. Și îmi place când văd lucrul ăsta. Și sunt suficiente situații în care zic, lăsați-mă să vorbesc... Am de spus asta și asta și... Eu nu te întreb întâmplător dacă te simți confortabil cu lumea asta, pentru că pe lângă să zicem, acum, partea ta de televiziune sau de politică, tu ești un om al scenei, da? Faci teatru, faci film, prezinți diverse evenimente, deci ești într-o zonă... Mi se pare că e totul foarte, foarte subțire. De la scenarii, am vorbit înainte de emisiune să dezvăluim, da? De la scenarii de film, la producție, la... Totul e făcut cu bani puțini și pe sărăcie, ca să spun așa. Dar nu e o chestiune doar pentru România. Mie mi se pare că treaba asta se întâmplă inclusiv în alte părți ale lumii. În locuri în care, să zicem, există totuși finanțe pentru a băga în producții extraordinare, dar ele arată prost, ca să zicem așa. Da, nu întotdeauna ceea ce este făcut cu foarte mulți bani are și valoarea respectivă. Așa este. Acum, peste tot, există lucruri valoroase făcute cu bani foarte puțin, pentru că e o sclipire acolo. Există lucruri... proaste făcute cu bani foarte mulți. Mie îmi place să spun că cu bani foarte mulți oricine poate să fie genial. Cu bani foarte mulți îți permiți să aduni la oaltă nu știu câți oameni geniali să facă încă o navă spațială să-l concureze pe Elon Musk. Ideea este să reușești cu o sclipire să faci ceea ce fac ceilalți cu bani foarte mulți. Da. Și e la limita geniului. Da, și de-a lungul timpului s-au văzut lucruri de genul ăsta. Da, deși sunt unii care dacă fac lucruri spectaculoase, trăim într-o lume în care ecranarea unor astfel de producții sau unor astfel de întâmplări excepționale e foarte ușor de realizat. Uite, suntem în situația în care un film excepțional, producem și în zona asta, făcut cu Jim Caviezel, Sound of Freedom, care vorbește despre o situație, după cazuri reale, și anume abuzarea unor copii și răpirea unor copii, și cazuri absolut îngrozitoare, este un film ecranat în acest moment de ceea ce înseamnă mainstream media. Asta pentru că nu e o temă, cum să spun, pe placul aristocrației hollywoodiene, hai să o numim în felul ăsta. Și e un film cu un buget mic. Care acum în grevă. Da, e un film cu un buget mic, vreo 14 milioane de dolari, dar care are încasări uriașe, depășind încasările unui film cu un buget enorm, Indiana Jones, lansat în aceeași perioadă, dar care are încasări în momentul de față cinematografe mai mici decât Sound of Freedom, în condițiile în care Sound of Freedom este genul de film pe care unele cinematografe l-au refuzat, sigur, în state mai ales, la difuzare, tocmai pentru a nu supăra, repet, aristocrația hollywoodiană. E doar un exemplu din ceea ce se întâmplă în lumea în care trăim. Eu văd foarte multe filme pe care niciodată nu o să le vezi într-un cinematograf când merg la festivaluri. Ok. Niciodată nu o să... Ba sunt foarte dure, ba exagerează pe anumite părți, ba unii consideră că nu sunt
făcute, politically correct, da, și așa, da, mai departe. La festivaluri sunt acceptate. E o altă lume. E o altă lume și asta. Dar e o lume mică. E lumea de festival. Care, da, transmite niște mesaje, și care, la un moment dat, poate să pună lumea în mișcare. Deși, uite, de exemplu, războiul ăsta a schimbat lumea asta, inclusiv lumea festivalurilor. Dar vom vedea ce se întâmplă. Cum te simți ca om de teatru și film când, urmărind anumite producții, te vezi pusă în situația de a accepta, să zicem, ca regina Angliei să fie jucată de o doamnă, actriță, dar care e de culoare. Da? Sau să o vezi pe Cleopatra, care era albă ca neaua, da? Jucată de o actriță mulatră. Da? Sau, adică asta în numele corectitudinii politice și a dorinței de a sări peste adevărul istoric, doar din dorința de a te conforma unui adevăr stipulat de Hollywood sau de diriguitorii corectitudinii politice. Până la urmă, o carte sau un scenariu e una sau unul. Filmul poate să însemne una din cele, o infinitate de variante, da? E varianta pe care a văzut-o... Adică e o chestiune artistică, așa, da, zici? E varianta, da, pe care a văzut-o regizorul. Nu, că mă întreba cineva la un moment dat, de ce atunci când citesc o carte e într-un fel și când văd filmul e altfel? Pentru că tu îți faci propriul tău film când citești cartea aia. Când vezi filmul, vezi varianta de carte pe care a văzut-o regizorul. E altceva. Bine, trebuie să admiți că, de exemplu, că acum înțeleg că apare un film Napoleon cu Joaquin Phoenix. Și înalt, da? Napoleon în film. Înțeleg, nu e vorba de asta, dar mă gândeam că puteau să le aleagă pe Zitu, un actor de culoare, înțelege, eventual să joace în filmul ăsta. Da, uite, vezi, n-au vrut să exagereze. Era mic Napoleon. Napoleon avea... Găseau un actor de culoare mic, da, nu e niciun fel de problemă. Mai sunt și actori de culoare mici, înțelegi, deci n-ar fi fost o problemă. Dar puteau să pună un Napoleon chinez. Lavinia, trebuie să admiți că trăim niște vremuri nebune. Da, adică, da. Da. Există povestea asta cu exagerările ei, da, cu corectitudine politică, cu dorința de a integra pe toată lumea în orice. Dar uneori lucrurile ajung să... Sau poate că Napoleon era o femeie. Ajung să frizeze absurdul. Iată, nu? S-ar fi putut și așa, adică, ceva. Da, da, e adevărat. Hai să ne întoarcem puțin la politică. Circulă un zvon. Așa. Și vreau să-l lămurim, mai ales că, repet, ești coordonatorul de comunicare al PUSL, că Mircea Joană... Zvonul e cam așa. Mircea Joană vrea să candideze la președinție. Chestie care, sigur, e deja secretul lui Polișinel. Dar Mircea Joană n-are partid. Mircea Joană, dacă va candida la președinție, are nevoie de un partid care să le îndorseze în această campanie, care să-i țină spatele, că altfel de unde oamenii în secție, știi, tocmai ce ne-ai povestit mai devreme, ce complicat e să, da, fii candidat fără, da, să ai oameni în secțiile de votare. Sigur. Și în condițiile care astea... trebuie să-ți păzească voturile. Da, să-ți păzească voturile, să-ți facă un pic de campanie, să-ți răspundească 2-3 fluturași dacă e nevoie, cât campanie se poate. Dar voturile, da, păzite, voturile păzite, greu de tot. Exact. Și în condițiile astea, un PSD care greu de crezut că l-ar putea lua pe domnul Joană pe post de candidat, cel puțin la ora asta, nu cred că Ciolacu, care, după cum vedem, încearcă să scape de toți cei care ar putea să fie candidați, da? Nu cred că este genul de ins care să zică veniți, domnul Joană, că vă endorsăm noi PSD-ul, abia aștept să-mi luați și partidul și să fiți vioara întâi. Și circulă zvonul, că aici ajungem, că domnul Joană ar putea bate palma cu domnul Dan Voiculescu, ar putea bate palma cu PUSL și să fie candidatul sprijinit de Partidul Umanist Social Liberal la președinție în 2024. Bun. Acum când vorbim noi astăzi... Da. Radiografia ar fi următoarea. Te rog. S-ar putea ca, dacă ne întâlnim peste câteva luni, să găsim o altă radiografie. Dar astăzi, știi că te duci cu omul la medic, îl pui și vezi cum stă cu sănătatea, indiferent cât de mult fumează, cât de mult dulceață mănâncă, îi vezi starea în acel moment. Dar doctorul îi spune, dacă mai fumezi, mor. Deci are și o perspectivă, totuși, deci, medic. Deci, facem radiografia și până vedem perspectiva. Te rog. În momentul de față, radiografia este următoarea. Dacă Mircea Joană mai stă mult și așteaptă să-i propună cineva de nu știu unde și nu-și construiește el propriul vehicul, spre exemplu, sau nu încearcă să... Rămâne... De căruță. Nu, rămâne așa cel care la un moment dat ar fi putut să mai candideze la președinția României. Zici că e târziu? Păi e foarte târziu. De ce?
Că eu, de exemplu, mă uit la marile partide. PSD-ul nu și-a anunțat candidatul la președinție. PNL-ul nu și-a anunțat candidatul la președinție. Cred că nici AUR și-a anunțat candidatul la președinție? Nu. Nu și-a anunțat. E adevărat, nici pe USL-ul nu și-a anunțat candidatul. Cred că la USR e clar că o să fie... Nici pe USL-ul nu și-a anunțat candidatul, dar nici Rangă, nu s-a pus vreodată problema, ca să îți răspund la întrebare, niciodată nu s-a pus problema ca Mircea Joană să fie candidatul pe USL la... Dar de ce zici că e târziu totuși? Că asta mă intrigă de ce spui că e târziu. Fiecare zi care trece e o zi care pe Mircea Joană îl îndepărtează. Tu vorbeai doar despre cazul Mircea Joană în momentul de față, da? Vorbesc ce alte partide crezi că mai pot amâna? Ce alte partide, dacă au un președinte, dacă au un lider recunoscut acolo, n-au o problemă să-l aibă ca și candidat. Corect, dar pe Mircea Joană a dus din afară să-l introduci un partid, să-l accepte partidul, să tragă partidul pentru el. Păi gândește-te cât de mulți au fost cei care s-au supărat în 2009 când au pierdut. Pentru că supărarea a fost foarte mare atunci. Da? Dincolo de ei, mai sunt alții care speră alte lucruri. PSD-ul e adevărat, e un partid extrem de disciplinat. Dar uită-te, el este disciplinat cu oamenii din interiorul lui. Corect. Nu este disciplinat cu oamenii veniți din afară. Și repet, Mircea Joană, dacă ar vrea ceva sau dacă ar fi vrut ceva până acum, ar fi trebuit să spună, ar fi trebuit să înceapă discuțiile, ar fi trebuit să înceapă negocierile. Nu s-a întâmplat nimic de genul ăsta până acum, spui. Cel ai auzit cu tu? Cu PUSL-ul nu. Nu, cu PUSL-ul nu s-a întâmplat nimic de genul ăsta. Tu ai auzit să se fi întâmplat cu PSD-ul? Ar fi vorbit cineva în spațiu public? Nu știu, dar cred că la ora asta, cum arată lucrurile în România noastră... Și dacă... vezi candidat de la PNL sau de la AUR sau de la... Dacă zice domnul Biden la un moment dat... Să candidezi din partea AUR? Nu la AUR. Asta. Dar dacă zice domnul Biden, băi, liberalilor, hai mă că tot n-aveți pe cine, măi, PSD-iștilor, n-aveți pe cine. Luați-l mă pe Mircea, că e băiat bun, mă, sprijiniți-l mă, ce vă curcați mă. Și atunci ei vor spune, stați să vedem ce părere are partidul și dezbate, nu? Ce să spunem, că și când partidul mai contează în momentul de față, contează liderul. Hai să desfacem împreună, dacă vrei, un nod. Așa. Sau să tăiem la un moment dat o chise. Toată lumea azi, am văzut că umblă așa pe poante la un moment dat, apropo de acest subiect, mai ales că este însă și foarte recent, iar tu cunoști personajele foarte bine, să zicem. Lavinia, PSD-ul, că ne place, că nu ne place, avea un singur candidat cu șanse la președinție. Culmea, da? E vorba de Gabriela Firea, sigur. Da, o spun pe sondaje acum. Aici sigur nu că în cap, am văzut și fel. Eu. Da. Am da. Văzut și eu nu. Eu am avut de-a lungul timpului nenumărate șarje cu Gabriela Firea, deci nu pot fi pus în categoria celor care o endorsează. Ai fost și consilier general? Am fost și cum m-am certat, ne-am serios? Da, e de capul nostru ce a fost în consiliu. Bun. Dar dacă te uiți în sondaje, am cerut de la 3 case de sondare mari, înțelegi? Nu exista nimeni, nu exista nimeni în Partidul Social Democrat cu șanse mai mari decât Gabriela Firea să bată la președinția României. Asta e clar, da? Nu există. Oricât ar încerca domnul Ciolacu, să nu merge, na, Grindeanu, s-au străduit, au încercat, nu, tocă astea. După toată povestea asta, nu știu cum vor arăta sondajele, dar este clar că PSD-ul a pierdut în acest moment candidatul cu cele mai mari șanse. Da? Stau și mă întreb acum ce partid sau cum faci la un... Pentru că mie mi este clar că Gabriela Firea n-a fost în povestea asta sprijinită de nicio culoare de partid. Adică partidul a zis, domne, cum scăpăm? Avem o problemă, care e povestea. Da? Și e clar că a fost o miză legată de hai să o scoatem pe Firea din cursă, oricare cursă, din oricare cursă, pentru că am văzut cum s-au aliniat astrele în acest scandal. Deja despre azilele de bătrâni nu se mai vorbește nici măcar la sfertul intensității din urmă cu câteva zile, pentru că s-a încheiat cel puțin prima etapă a poveștii. O scoatem pe Firea din joc. Da? Ok, s-a încheiat. Acum presa mai miaună puțin, subiectul se stinge. Prima pagina ziarelor de astăzi era ținută de temperaturile caniculare, ca să înțelegem ce repede trecem noi românii de la una la alta. Revenim. Crezi că a fost doar
o chestiune, să zicem, de întâmplare, așa că s-a izbucnit acest scandal acum, sau că a fost o strategie, nu știu cine, pusă la cale și cum, pentru a o scoate pe Gabriela Firea din joc? E complicat să spunem dacă a fost o strategie gândită așa cinic până în momentul ăsta. E foarte complicat. Ceea ce e însă vizibil, și nu doar în cazul ei, în cazul multora, este că partidele înțeleg greu ce înseamnă să-și susțină liderii în momente dificile. Așa funcționează partidele, nu de ieri de azi, dintotdeauna, așa funcționează. Liderul e bun cât e puternic și e, dacă mergem în istorie, așa funcționau toate organizațiile. Dar liderul e puternic cât e acolo cu sabia în mână și cât ne poate apăra și ne poate conduce. Pe urmă vine altul. Așa funcționează și partidele. Mi-aduc aminte, eram în PD, că tot fac comparații, știi, perioada în care... Era un PD și era scandalul cu flota. Da. Traian Băsescu, scandalul cu flota, chemat la parchet și ne-a adunat pe toți într-o ședință de birou permanent și ne-a zis să-l lăsăm să se apere singur, partidul să se dea la o parte, să se dea în spate și să rămână el să se lupte singur. Deci de momentul ăla al demisiei din Parlament? Era primar general. Prin 2004 la început, 2003 la final, 2004 la început. Și să-l lăsăm, el să se apere și noi să nu ieșim în public, să-l apărăm sau chestiuni de genul ăsta. Și s-a făcut liniște. Adică toată lumea era de acord. Bănuiesc că toată lumea așa gândea. Și am ridicat mâna. Da, de ce? Și zice, ia zi, piticule. Așa zicea? Da, dacă era mai mică, nu. Da, și zic, păi stați puțin, cum adică? Adică noi, partidul, să ne vedem de drumul nostru și dumneavoastră să vă apărați singur? Păi fără dumneavoastră partidul nu există. Zic, eu nu înțeleg ce-i cu liniștea asta, acum iertați-mă. Dar fără dumneavoastră nu există acest partid. Cum adică să nu vă apărăm? Ba să vă apărăm. Și toți care ieșim în public, toți care ieșim în orice dezbatere, să vă apărăm. Da, mă, așa crezi? Păi zic, normal, dar nu înțelegeți că fără dumneavoastră nu suntem? Adică... Și atunci au început să se gândească unii și alții. Da, mă, stați, că stai că are dreptate, că dacă dispare omul ăsta, noi... Da, mă, adică... Rămânem. Da, cui rămânem? Adică, bă, da, dacă a fost bun ăla ca lider și m-a dus în față și a făcut niște lucruri, hai să mă duc lângă el. Cam numai de câștigat în continuare. Hai să-l ajut când îi este greu. Ca să mă poată ajuta și el pe mine în continuare. M-am uitat așa, zic, uite, în toate zilele astea, mă zic, vorbește cineva despre ceea ce a făcut, că noi, de exemplu, pe USL-ul, când a anunțat că o susține... Partidul Umanist Social Liberal a anunțat, forul de conducere a decis... Da. Că o susține pe Gabriela Firea la Primăria Generală a Capitalei. Da, de ce? Ce Gabriela Firea, care a fost anunțată de nu știu câte ori, de Marcel Ciolacu, ca și candidat la Primăria Capitalei. Păi îți spun de ce. Așa. Pentru că dacă pui pe o hârtie, și îmi pare rău că n-a pus nimeni până acum, toate realizările pe care le-a avut Gabriela Firea în cei 4 ani de mandat sunt așa, și ce a făcut Nicușor Dan, cred că e doar capul de tabel. E nimic, da? Păi pornind de la consolidările de clădiri, da? Că nimeni nu vorbește. Dita mai blocurile, 11 blocuri consolidate pe care le-a blocat pe urmă Nicușor Dan, da? 11 blocuri unde s-a negociat și au fost mutați oamenii. Știi cât e de greu să muți oamenii care locuiesc în niște clădiri, care cad pe ei? Să-i muți de acolo în niște locuințe pe care și pe alea le-ai achiziționat și te-ai ocupat de ele, de tot, așa? Îi muți ca să le consolidezi clădirile, dar cum? Păstrând normele vechi și așa mai departe și tot ce trebuie și așa. Bun. Deci consolidările. Pe urmă, du-te la parcuri. Uită-te ce a reușit să facă la parcuri și uită-te ce bătaie de joc face cu parcurile, că cad pe oameni copacii și, Doamne ferește,
se întâmplă niște nenorociri, că cad în continuare, că nu e în stare nici să dea aviz să se taie copacii bătrâni, Nicu Șordan. Adică nici atâta nu poate să facă. Plâng primarii de sector, uite-te ce se întâmplă. Pe urmă, mergem la podul Ciurel. Timp de 10 ani, podul Ciurel a stat blocat în instanță. 10 ani. Gabriela Firea cu echipa ei a reușit să deblocheze podul ăsta. Și podul are... Prin existența acestui pod s-a fluidizat traficul în zonă extraordinar de mult. Să ne scrie telespectatorii să ne spună ce se întâmplă acolo. Iar dacă se făcea până la capăt podul ăsta, numai că a venit Nicușor și l-a blocat, că asta e viața, că el trebuie să blocheze tot, era alta situație în momentul de față. Și da, mergem mai departe. Uite, uite, lumea culturală. Da, hai să-ți spun. Da, lumea culturală. A venit Nicușor, dar n-a mai avut nici măcar căldură în muzee. Da? Ca să nu mai zic de blocajul din teatre. Toți directorii de teatre puși la nu știu ce... Interimari, din câte știu. Sunt interimari, dar dați afară. Felicia Filip, dat afară, că vezi, Doamne, nu avea dreptul să mai conducă opera comică pentru copii inventată de ea. Singura instituție de acest fel din lume, opera comică pentru copii, unde și în pandemie, pe online, au fost milioane de spectatori. Da? Și au dat-o afară. Felicia Filip acum e interimar. Da? Ca să nu mai zic de Teatrul Excelsior, care a intrat în cartea recordurilor cu fostul director, se judecă fostul director pentru felul în care l-au dat afară, pentru că chiar povesteam cu el zilele astea, anumite fișe de jurizare au anumite note și altele, care ar trebui să fie aceleași, au note diferite. Deci, da. Ca să înțelegi ce bătaie... Da, deci lumea artistică din București care funcționa, care clocotea, care era, cum să zic, vie, nu mai există. Pentru că a venit cu Șordan și a zis, nu mă, doar când e cald foarte tare să închidem Calea Victoriei, că oricum nu vine nimeni pe ea. Da, cum îți explici că totuși toată chestiunea asta se întâmplă pe un val extraordinar de emoție și te întreb tocmai pentru că ai deja... atât de mulți ani totuși de când faci politică și ai văzut cum stau lucrurile, ai văzut și jocuri ale presei cu politicul, ai văzut și campanii ușoare, realizate ușor, campanii foarte ușor de făcut de manipulare a opiniei publice. Cum îți explici că s-a făcut gol în jurul Gabrielei Firea, apropo de partid, spun din nou? Da? Care e explicația? Adică se temea cineva de Gabriela Firea? Domnul Ciolacu, mie mi se pare că, vorba lui Cristoiu, a jucat așa în niște... Marcel Ciolacu a jucat corect. Nu, e una... M-am uitat așa la felul în care... Când îl pui pe Budăi să-și dea demisia și Budăi și spui că ăsta este într-adevăr acționat, așa se face în politică, nu știu ce mai departe, era clar o invitație pentru Firea, dă-ți demisia. Despre ce vorbim? Știm cum să joacă. Sigur că a pupat-o pe obraz în ziua în care era la mulți ani și așa mai departe. Da. Recunosc că sunt extrem de subiectivă, că m-a durut foarte mult când am văzut ce i s-a întâmplat. Am văzut că ești subiectivă. Da. N-am cum să nu fiu, pentru că am văzut lucrurile pe care le-a făcut. Pentru că o știu de atâta timp, de când mă duceam la ea în emisiuni. Mm-hmm. Da, o știu de atâta timp pe Gabriela Firea și... Pe urmă, când era primar general, intra la mine în emisiuni și de fiecare dată când era cea mai mică nelămurire în legătură cu ceva, o sunam și mi-intra pe telefon și nelămuream, de la zăpezi până la prăbușiri de clădiri și așa mai departe. Repet, ai atâția ani în care ai văzut treburile intestine din interiorul partidelor. Care e treaba? La noi, la români, lașitatea este o stare de fapt. Adică ce e? Ciolacu, Grindeanu, mari bărbați politici, ce... au fost copleșiți, să zicem, de valul de indignare populară care s-a iscat pe povestea asta și au zis, gata, Firea trebuie să plece, că altfel cădem în sondaje, ne facem praf partidul. Sunt foarte puțini cei care reușesc să lupte cu așa ceva. Sunt foarte puțini. Nu sunt mulți care sunt capabili să ducă astfel de războaie. Mm. Robert, hai să fim serioși. Foarte puțini rezistă la astfel de războaie. E greu să reziști. Reziști, strângi din dinți și mergi mai departe. Sigur că asta te întărește, dar nu toți sunt capabili de astfel de întăriri.
Fă la Vinia, dacă tu ca om politic, dacă om politic fiind, nu reușești să rezici la o campanie din asta și să spui, stați-mă puțin, ok, e în regulă, am înțeles. Hai să vedem însă, să o luăm pe vinovății. Cine e cu tare, cu tare, nu știu ce. La ce o să reziști în campanie electorală? Dacă mă întreb pe mine... Păi înseamnă că dacă îi flutură cineva o hârtie pe sub nas domnului Ciolacu din perioada în care vindea blugi la Buzău, în care, nu știu, să vede ceva, că a avut o pereche de blugi rupți în fund, înseamnă că Ciolacu o să sperie și o să zică nu mai candidez la nimic, fraților, pentru că cine știe ce mai scot ăștia din trecutul meu îndepărtat sau recent. Nu râde zoc, vorbesc serios. Ce da, dai seama? Adică, bă, noi vorbim despre bărbați politici. Vorbim despre bărbați. Ăștia înseamnă că ăștia ar trebui să fie niște oameni care... Dacă iau un palo și o sabie în mână și strigă la luptă vitejii mei, deci, o țară auzi, întreagă vorbim, ar trebui să urmeze. Că zici de bărbați politici. Da. Tu ți-aduci aminte că ne-am adus aminte de momentul așa. Ăla, da? Ne-am adus aminte de momentul ăla. M-ai apărat tu, jurnalistul Robert Turcescu, de atacul lui Vadim Tudor, care a ținut neapărat să intre în direct la tine la emisiune, l-ai băgat în direct, m-a înjurat și m-a făcut în toate felurile și tu i-ai închis telefonul. Ei, bineînțeles. M-ai apărat tu. Da. Alți oameni politici nu m-au apărat. Tu m-ai apărat. Am făcut deci, niște lucruri bune sunt în viața mulți asta. Așa? Nu sunt mulți. Sunt foarte puține aia care apără pe alții. Uite, Lavinia, dar nu crezi la un moment dat că electoratul ăla pe care îl cunoaștem și eu și tu, da? Inclusiv din campanii electorale, că te întâlnești cu oamenii, cu ce... tu nu simți, nu vezi că oamenii au nevoie la un moment dat de genul ăsta de bărbăție politică, repet, chiar dacă ea este... într-un corp de femeie, da? Adică, da? Deci oamenii care se audă un om hotărât, niște oameni care să spună lucrurilor pe nume, niște inși care să nu mai mestece niște vorbe goale și atât. Eu m-am săturat, am văzut numai niște carcase în ultimii ani în viața politică din România. Niște carcase de politicieni. Substanța lor lipsește cu desăvârșire. Curajul lor politic este nul. Solidaritatea în politica românească e o vorbă deșartă. Da? Numai, eu mi-aduc aminte că pomenei de PDL și de, da. PD și după aia de PDL. Da? Bă, erau acolo. Blaga, Videanu, Berceanu, Băsescu. Da, ne aduce Frunză Verde. Frunză Verde, Liviu Negoiță, da? Adică la un moment dat exista un nucleu la vârful ce personaje era. Astăzi, dacă te uiți, eu nu știu să spun în momentul de față cine face parte din guvernul României. Sunt niște șterși cu toții. E ceva înfiorător. Deci oamenii, electoratul spune, nu are nevoie să vadă figuri. Robert, ne îndreptăm spre o altă mare problemă pe care o are societatea. Care? Românească, în primul rând. Așa. Oamenii valoroși da. Fug de politică. De politică, da, corect. Oamenii valoroși, oamenii care au reușit să-și facă afaceri serioase și consolidate, oamenii care, nu știu, vin din mediul universitar, oamenii care vin din zona de sănătate, oameni serioși peste tot, care au o carieră în spate, nu vor să intre în politică. Deși ar fi cei mai buni să vină să facă, spre exemplu, în Parlament legi pe domeniile din care provin. Da, mă, eu aș vota nu un vor, partid nu al cătui numai din antreprenori. Exact. Atât. Și știi de ce nu vor? Da. Pentru că toată lumea înjură. În momentul în care ai intrat, adu-ți aminte tu când ai intrat da, mă, în politică. Da, mă, și dacă te înjură. Din omul ăla drăguț din da, emisiuni, dintr-o dată, ai devenit, bun. Nici n-ai știut da. Câte lucruri mizerabile ai făcut pe planeta da. Asta. În același timp însă, și asta este o probă a bărbăției politice la Vinea, că și pe Băsescu și pe Năstase, da, l-au înjurat și i-au înjurat la un moment dat. Unii au rezistat, alții n-au rezistat. Așa se întâmplă. Dar nu numai la noi, ți se pare normal când te duci la sigur bancă să fii... Stai. Da. Stai. Ți se pare normal când te duci la bancă să fii întrebat dacă tu... Ești expus politic. Ești expus da, politic. Ești mizeria, da, bineînțeles. Și atunci da. Omul zice, băi... Sunt înscris la PUSL sau da, sunt înscris așa. La... Și ăla zice, nu-ți dau credit. Nu păi deci este o persoană da. Expusă politic și nu se știe ce se întâmplă dacă vă arestează pe mine și mai puteți să restituiți păi, creditul. E normal. Uite, normal. Problema asta ar trebui rezolvată. E o societate defectă. Ție ți se pare normal ca și atunci, sigur că un bărbat oamenii. Care a divorțat de nevastă să-și de, facă declarația de avere publică pe toate gardurile, da? Așa ca să, nu știu, eventual să vină fosta nevastă și să-i mai ceară ceva la pensia alimentară sau la ceva de genul ăsta, nu ți-ar părea normal ca, de exemplu, declarațiile da. De avere
Că unii nu vor să vadă lumea ce avereau. Aia trebuie să fie... Să le ții Agenția Națională de Integritate, să dacă s-a întâmplat ceva, statului la ele, te chemenele, da. Sigur că așa da. Ne punem averile, bun. Sunt date asta... cu caracter personal, nu? Asta o spun. Asta nu o sunt date cu caracter personal. Habar n-am, ar trebui să fie, da. Da. Dar, deci dacă eu fac publică declarația de avere a unui ăla mă poate da în judecată. Păi ce mă, sunt publice declarațiile de avere? Că sunt, trebuie să le urci pe site-uri, asta este, le-am afișat pe toate. Da? Am văzut. Dacă eu nu mai dibaci, dacă eu nu mai dibaci și, și mi-arată că eu am folosit declarația lui de avere, mă poate da în judecată și poate câștiga. Am spus declarația de avere pentru că am întrebat și eu niște oameni deștepți și care ar fi avut apetitul de a face politică și care mi-au spus că nu intră în politică tocmai pentru mizeria declarațiilor de avere. Da, au zis, de ce trebuie să arăt eu competiției mele din business, da? Ce bani am, ce active, de ce trebuie să arăt eu lumii întregi portofoliul meu de la bursă? De ce trebuie? Că ți-l copiază altul. Zice la un moment, vede, uite-mă unde are Popescu, care e milionar, da? Acțiuni. La cutare. Ia să copie și-o portofoliul ăsta. Și atunci ăla zice, de ce să fac povestea asta? Că trebuie să spui acolo câte acțiuni ai la hidroelectrica, câte ai la nu știu unde, da? Așa mai. Deci o nebunie întreagă. Bun. Pentru că mai avem Bun, îi sfătuiesc să intre în partide, nu trebuie să obțină funcții publice. Dar poți să intre în partide. Da, ești asta membru de partid, poți să ai funcție în partid, nu trebuie să... Nu știu cât, când te mai prind, că tu ești un om ocupat așa. Vai. Vreau să înțeleg următorul. Cum vezi anul ăsta 2024 din perspectivă electorală? Lucrurile crezi că sunt deja tranșate? Adică o să avem... Da, nu sunt tranșate deloc. Deloc nu sunt tranșate. Avem o resetare. Da. Simți tu că se întâmplă? Sigur că da. Nu, și dacă stai și vorbești cu oameni din toate partidele politice, o să vezi că e harababură peste tot. De ce? Crește aur și da, sunt nici ei nu sunt siguri că crește. Nici ei nu sunt siguri că situația e în regulă cu ei. Din cu ce încearcă să se facă un pol de dreapta, numai că fostul tău partid nu se știe al cui e. A, nu, era al meu, era partidul lor, dar mă rog. Eram da, da, și tu erai acolo. Eram acolo. Acum, fostul partid fostul în care am fost și eu. Fostul partid în care ai fost și tu. Da. Așa. Pentru că nu se știe dacă e al lui Cristi Diaconescu sau dacă e al lui Eugen Tămar. Păi nu, că se judecă. Știu, se... e ca la Balamut. Așa a fost tot timpul cu partidul ăla. Deci, sunt discuții că se cere și radiere al lui. Frontul nebunilor în PMP la un moment dat. Ce? De ce? Niciodată n-am înțeles. Asta este. Da. Bun, deci nu se știe care jumătate de acolo ar face parte din această alianță de dreapta cu forța... Dreptea lui Orban, cu USR-ul. Și cu USR-ul. Te doare mintea. Eu când am auzit dar că PMP-ul se pucă cu USR-ul... Cealaltă jumătate a PMP-ului vrea să meargă cu PNL-ul. Așa că... Așa că o să fie... Da. Care pe care și viceversa. Da, da, exact. Deci asta e doar un exemplu. Dar formula asta care există în momentul de față, dragostea asta care pare că s-ar putea să dureze și după 2024 dintre PNL și PSD, ți se pare interesantă din asta punct de vedere politic? Asta s-ar putea să existe acum. Păi sunt condamnați eventual să țină acest mariaj dacă nu fac niște scoruri electorale, nu știu, uriașe care să le asigure guvernarea de unii singuri. Cu cine să aliezi? Depinde cât de mult suportă și unul și altul. Cât de mult se suportă. Da, aia zic, dragostea asta în care celălalt te tot atacă. Da. Adică stai cu soțul sau cu soția în casă. Toxică, da, dar la un moment dat iar e nervoasă soția că n-ai meșterit nu știu ce la lumină și, asta e încă un caz, și la prize și așa și vezi că eu am făcut tot și tu nu te-ai ocupat așa și la un moment dat iar vine soțul și spune iar mi-ai ars mâncarea, iar... Dacă deci, te prinde cu amanta useristă e și mai nasol. E o relație din asta foarte, foarte sau auristă. Complicată. Amanta auristă sau userista? Că și asta poate să fie așa, da? Da, userista într-o parte. Exact. Și aurista, și aurista în partea asta la altă. Mulțumesc, Lavinia. A fost o bucurie să ne revedem după niște ani de zile într-o emisiune de televiziune. Succes în tot ce ți-ai propus. Sper să-ți iasă. Să fie. Da? Să fie. Mulțumesc. Văd că ești în continuare, spun, pasionată de politică. E bine. Până la poate urmă, te răzgândești și tu. Da, sunt aici, te stau la o măsuță din așa asta, e, că să mai putea, e frumos să înțelegi că e bine. E și asta o chestie în societatea românească. Să stăm naiba pe unde știm că putem să facem niște lucruri, înțelegi? Eu 4 ani de zile o să scriu o carte despre dezamăgirile teribile pe care le-am trăit
făcând politică în Parlamentul României, nu mai politică în apostaie. Abia să citesc. Da. Mulțumesc, doamnelor și domnilor, ne vedem mâine seară, aceleași ore, 20 trecute fix într-o nouă ediție emisiunii Sub semnul întrebării și vedem noi ce mai punem la cale și ce mai discutăm. Să aveți o noapte liniștită!